Mulțumim foarte mult, Andrei și Mihai. Aș reveni la părintele Marco Sechi și sunt convins că, într-o oarecare măsură, punctele de vedere coincid sau, mă rog, cât de cât converg. I-aș pune aceeași întrebare pe care am pus-o puțin mai devreme lui Mihai. În ce măsură experiența contemplativă creștină poate fi transferată și în sfera laicului, dar acum, din punctul de vedere al unui călugăr. Atunci. Cred că înainte de toate trebuie să fim conștienți că această cale e posibilă pentru orice om în lume. Vreau să citesc un text al Papei Francisc când vorbește despre sfințenia. Spune, pentru a fi sfinți, nu este necesar a fi episcop, preot, călugărițe sau călugăr. De multe ori avem ispita de a crede că sfințenia este rezervată celor care au posibilitatea de a menține distanțele de ocupațiile obișnuite, pentru a dedica mult timp rugăciunii. Nu este așa. Toți suntem chemați să fim sfinți, trăind cu iubire și oferind fiecăruia propria mărturie în ocupațiile de fiecare zi, acolo unde se află. Ești o consacrată sau un consacrat? Fii sfânt, trăi cu bucurie dăruirea ta. Ești căsătorit? Fii sfânt, iubind și îngrijindu-te de soțul tău sau de soția ta, așa cum a făcut Hristos cu biserica. Ești un muncitor, fii sfânt îndeplinind cu onestitate și competență munca ta în slujba fraților. Ești părinte sau bunică sau bunic, fii sfânt învățându-i cu răbdare pe copii să-L urmeze pe Iisus. Ai autoritate, fii sfânt luptând în favoarea binelui comun și renunțând la interesele tale personale. Asta spun pentru a fi un pic practici, dar să fie clar că sfințenia sau calea contemplației nu este rezervată doar pentru cei mai buni, cei mai pricepuți. Nu. E o cale deschisă pentru orice om în lume. Subliniez repede doar trei lucruri. Înainte de toate, după mine, trebuie dorință. Ce doresc eu cu adevărat. Pentru că eu ajung acolo unde doresc. Dar dacă dorința mea nu îndrăznește, dacă eu nu doresc chiar să-L văd pe Dumnezeu, chiar dacă mi se pare un lucru atât de ciudat de spus, de înțeles, dar în inima mea este această dorință, asta contează foarte mult. Al doilea lucru, să las ca această dorință să fie educată din partea lui Dumnezeu. Evanghelia ne dă un exemplu. Primii apostoli merg după Iisus, dar și ei au ideile lor despre cine trebuie să fie Fiul lui Dumnezeu, ce trebuie să facă. Iisus se întreabă, ce căutați? Apoi spune, veniți și vedeți. Adică lăsați-vă educați. Sfânta Tereza din Avila spunea, căutați un drumător bun, deștept, dacă se poate. Pentru că e foarte ușor să ne păcălim singuri, într-un fel, să ne lăsăm convinși de idei foarte ciudate. Avem nevoie ca cineva să le dea afară, chiar cu forță uneori, despre Sfântul Ioan al Crucii, dar și despre asta se povestește așa ceva. Se spune că într-o zi, era de vorba cu o călugăriță povestea despre viziuni pe care le avea. Și Ioana Cruci nu înțelegea dacă era o viziune adevărată sau era rodul imaginației, depresiei, cine știe ce. Dar nici el le înțelegea bine. Până când la un moment dat a spus călugăriță, iertați-mă, îmi dor spatele, m-a ajutat să leg sandalele mele. Și călugărița răspunde, părinte, trebuie să vorbim despre viziunile mele. Și atunci Ioana Cruci spune, plecați. Adică, capacitatea de a spune, relația ta cu Dumnezeu aduce ca primul rod smerenia, umilință.
capacitatea de a sluji, de a răspunde la orice provocare a realității. Dacă tu stai pe nor, deja ești după contemplația ta, după ideea ta. Și apoi dăruirea de sine. Sfânta Tereza de Avila începe reforma ei spunând sunt atâte probleme în lume, începeau problemele mari cu Luther, cu reforma protestantă, erau probleme și în America, auzea Sfânta Tereza ce faceau niște spanioli acolo. Ea suferă, ce pot să fac eu în fața problemelor atât de mari? Să dau ceea ce sunt eu, puținul de care sunt în stare să fac eu. Să mă ofer așa cum sunt, purificând un pic și memoria mea. Pentru că noi de multe ori avem o idee atât de falsă despre noi, exagerată din cauza orgoliului sau exagerată în sens opus din cauza depresiei. Amintește-te că tu ești un copil al lui Dumnezeu.